Mulțumesc mult de tot pentru posibilitatea de a interveni în acest subiect. Nu sunt trimis în judecată astăzi. Aș face câteva precizări și primul lucru pe care vreau să spun este că nu aș fi acceptat și nu aș fi fost niciodată în această situație de a fi ministru, propus pentru a fi ministru, dacă, într-adevăr, aș fi fost astăzi într-o situație în care să fiu trimis în judecată. Așa ceva nu aș fi acceptat nici eu și niciun caz nu aș fi putut pune PSD-ul într-o astfel de situație. Aceasta ar fi prima precizare. Dacă ar fi să intrăm un pic în istorie... Stai, dosarul dumneavoastră a fost trimis către instanță. Ce s-a întâmplat mai departe? A fost trimis către instanță undeva în 2015 și în 2016, în martie, Camera preliminară a hotărât și a trimis înapoi către procurori dosarul. Apoi procurorii au făcut apel și în 2016, în aprilie, hotărârea a rămas definitivă. Pot să vă spun că n-aș fi candidat niciodată pentru al doilea mandat de senator dacă, într-adevăr, aș fi fost trimis. Deci, în clipa de față, acest dosar nu mai există, spuneți noastră. Și nicio altă acuzație nu mai planează asupra noastră. Eu am să-mi scot un cazier judiciar săptămâna viitoare, imediat ce voi avea ocazia, astfel încât lucrurile să fie lămurite. Cazierul judiciar se referă la condamnări definitive, la cauze încheiate. Nu există așa ceva. Astăzi nu am niciun proces în instanță. Lucrurile pot fi verificate inclusiv pe portal. Bun, denunțătorul în cazul dumneavoastră și omul care spune DNA-ul că ați făcut evaziune este celebrul interop Răzvan Alexe, zis Ochiosul, omul lui Ghiță, în condițiile în care și dumneavoastră ați fost asociat cu Sebastian Ghiță, domnule Oprea. Nu este un denunțător în cazul meu, a fost de fapt un dosar pijuns dintr-un dosar mai mare de evaziune fiscală instrumentat de deja celebrul procuror Mircea Negulescu în Prahova, în care peste 160 de firme prahovene și nu numai au fost în acest dosar. Pot să vă spun că lucrurile acestea despre care aș fi fost acuzat s-au întâmplat în perioada în care eu nu eram senator, eram administrator și acționar al unor firme private. Acestea, în cazul de fapt, activau în domeniul construcțiilor și domnul Negulescu a încercat să transmită către, de fapt a și trimis către DNA după 2012, când am fost prima dată ales în primul meu mandat de senator, către DNA acest dosar. DNA-ul a trimis către parchetul înalta curte de casație și justiție pentru că și-a declinat competența. Domnul Oprea, timp de mai bine de 6 ani a fost asociat cu Sebastian Ghiță într-o firmă dintre 2006 și 2012, dacă nu greșesc, nu? Aceea a fost o firmă care în limbajul de specialitate se numește SPV, adică o firmă pentru un proiect. S-a desfășurat o singură afacere care s-a și terminat foarte repede. Am rămas fără activitate în acea firmă până la un moment dat asociați. Apoi, ce fel de proiect? Ați derulat? A fost un proiect imobiliar, astăzi se referitor la un teren. Și ați construit beneficiind de avantaje de la administrația locală? Nu, sub nicio formă. Aceasta este iarăși o chestiune unde, mulțumesc mult de tot că îmi dați ocazia, am citit și eu în presă că am fost unul dintre abonații la fondurile publice. Pot să vă spun că în toată activitatea mea de constructor, dacă luăm cifra de afaceri în 12 ani, în această activitate, contractele cu statul, cu ghilimele de rugare, nu cred că au depășit 1 sau 2% din totalul cifrei de afaceri pe care am avut-o. Ce contracte ați avut cu Consiliul Județean Prahova? Doar cu firme private, nu numai în județul Prahova. Eu vă întrebam cu Consiliul Județean. Sigur. Consiliul Județean Prahova, ce fel de afaceri ați derulat? Nu știu să fi avut afaceri cu Consiliul Județean Prahova. Sunteți sigur? Că n-ați avut, nu am spus în construcții, v-am întrebat ce fel de afaceri, cred că întrebarea a fost destul de clară. Ce fel de afaceri ați derulat cu Consiliul Județean Prahova? Există un incinerator de deșeuri periculoase în județul Prahova care are
este regional, este inclus în planul de management național și care, desigur, că acesta este scopul, are contracte cu toate sau cu o parte din spitalele județene. Eu am ieșit din aceste, din acest grup în momentul 2012, din calitatea de administrator și din calitatea de acționar. Dar până atunci ați derulat afaceri cu statul, adică aici nu înțeleg de ce vă jenați. Erați într-o funcție publică în acele momente? Nu am fost niciodată într-o funcție publică, cât timp am avut... Dar tocmai pentru că n-ați fost într-o funcție publică, nu înțeleg de ce derobați această legătură cu instituții de stat. Spitalele bănuiesc că în județul Prahova, cele cu care ați lucrat, sunt cele de stat, inclusiv celebrul spital al Groazei din Ploiești, dacă nu greșesc. Astăzi nu mai este spitalul Groazei Prahova. La vremea aceea, credeți-mă, era. Lucrările la spitalul județean din Prahova sunt în prim proces și chiar ne mândrim cu o secție nouă de cardiologie renovată complet și cu chirurgie 1. Deci noastră vreți să spuneți așa, ca să ne fie clar, domnule Oprea. Câtă vreme ați făcut afaceri? Ați făcut afaceri, foarte nu aveți corect implicarea publică. Și din clipa în care ați avut implicarea politică publică, ați făcut separarea între ele și din acționar și din administrator și din tot. Nu vom găsi perioade în care dumneavoastră politicianul să fi luat contracte de la Consiliul Județean, de la alte entități cu de stat? Cu certitudine, da. Și nu neapărat ca om public, pentru că știm bine, contractele cu statul nu trebuie neapărat să fie realizate din postura de influență directă. Poți să ai un protector. Cu certitudine, da. Poți să ai un protector. Tot ca privat fiind, cineva dintr-o instituție de stat te poate proteja. Să sperăm că nu e cazul dumneavoastră. Acum, să sperăm să fim în scenarii contrafactuale. Sigur. Nu este cazul, cu certitudine, nu. Dar nu veți găsi nimic. Și nici nu îi veți încuraja pe antreprenorii din România, pentru că veți fi ministrul mediului de afaceri, să facă doar contracte de acest fel cu instituții publice, nu? Bănesc. Nu-i veți încuraja. Acum, sigur că dacă intrăm în tema mediului de afaceri, ea este foarte complexă. Mediul de afaceri trebuie sprijinit. Cunosc foarte bine problematica mediului de afaceri, cu atât mai mult cu cât am fost unul dintre ei și înțeleg foarte bine cu ceea ce se confruntă astăzi mediul de afaceri și în trecut. În economia de piață sunt unul dintre cei foarte vechi. Am început în anul 90, foarte de jos, am avut a doua baracă la Gara de Sud, cu mică manufactură, lucru de care nu mi-e rușine, am muncit foarte mult și sunt foarte mândru de tot ceea ce am realizat în piață. Pentru ceea ce ați realizat. O singură întrebare mai am, dumneavoastră v-ați dus la domnul Ghiță sau domnul Ghiță a venit la noastră? Nu înțeleg întrebarea. E destul de simplă întrebarea, pot să o reformulez fix cum am pus-o prima dată. Dumneavoastră v-ați dus la domnul Ghiță sau domnul Ghiță a venit la dumneavoastră? Referitor la acea chestiune pe care am avut-o împreună, Ploieștiul era destul de mic, mediul de afaceri ne cunoșteam între noi, nu mai știu cu certitudine cum s-a întâmplat. În ce an se întâmplă asta, domnule Oprea? Trebuie să fie undeva, cred, în 2006-2007. În 2006 ați înființat firma. În 2006 ați înființat firma. Deci când Ghiță nu era udrea al regimului Ponta, să spun și așa. Nu vă mai amintiți nici cine la cine a venit. A fost o chestiune absolut mediul privat, nicio legătură cu statul român.